Vilui Jeng Tsung Ping, Yasam Remus, Abdi Yasam 2S. Ei, o salutare băi băi și vedere, aici este Gus, docul vostru extrem. Fraților, bine v-am regăsit cu un nou unboxing, review și trick-uri pe acest canal. De data asta o să facem un unboxing la Kendama Israel Big Brother V1. Kendama asta am primit-o de la un bun prieten de-al meu care îmi urmărește canalul, deci îi mulțumesc. Nu o să zic cine, dar se simte el dacă se uite la clipul ăsta. Îți mulțumesc foarte frumos. Kendama asta am vrut să o am de foarte, foarte mult timp, pentru că e o kendama foarte faină din ce am auzit eu. Are un grip foarte bun, așa zic toți, spun că e super faină și că am înțeles că unii și-au cumpărat 3-4 modele din aceeași kendama doar pentru că era așa de bună și nu se puteau sătura de ea. Și astăzi m-am gândit să văd dacă e chiar adevărat și să vă confirm și vouă, o să fiu 100% onest. În primul rând, kendama Israel vine într-un pouch cu un design foarte, foarte șmecher, cu ceva pisicuță care are o kendama în mână, dacă nu mă înșel, asta reprezintă ea. Iar jos aici scrie kendama ISR și pe spate este simbolul Merkaba și aici are o mică clips din asta care ți se poate prinde de blugi sau în fine, de ce vrei tu să-l atașezi. Săculețul ăsta e din material foarte, foarte bun, deci îmi place asta. Aici se poate vedea kendama. Vă promit eu că n-am deschis-o, abia ce am primit-o și m-am pus repede să filmez. Deci faza a fost că taica mea mi-a zis să-i aduc geanta de pe pat și eu mă gândeam că bă, dacă e acolo kendama cu coletul și chestiile de genul și am zis că bă, cred că e prea devreme, adică cu o zi înainte a fost lăsată comandă și mă gândeam că bă, e imposibil. Și na, m-am dus și taică mi-a arătat pachetul, a scos de acolo pachetul și am început să urlu de fericire pentru că o kendama super, abia m-a așteptat să o am. Mă bucur că o țin în mână. Momentan țin săculețul în mână, dar contează. Ok, hai să desfacem. Deci, așa. Oh my god. Oh my god, deja o văd. Uitați-vă și voi cât e de frumoasă. Vai de capul meu, deci kendama asta e așa faină. Deci, ca să vă dau câteva informații despre această kendama, lemnul este maple de foarte mare calitate. Aici jos, între handle stall și ring stall, este gravat simbolul Merkaba. Dama are vopsea Rhino Clear, se numește ea. E așa puțin cauciucată, e foarte interesantă. Aici sunt desenate cu laserul, am înțeles, niște modele foarte, foarte interesante. Kenul are shape mai mare, parcă cupele sunt mai groase, adică mai late aici, unde se dă bărdul, e mai lat și este aprobat în competiții mondiale, deci e bine. În base cap este un balance hole care te ajută pentru balansul în lunar și așa mai departe. Și hai să scoatem așa. Bun. Aici sus este din nou logo-ul Merkaba. Este un bearing foarte drăguț. Și ok, momentul adevărului. Oh my god. Oh my god, cum stă, deci e așa ciudată. Parcă când o freci pe Tama, Kenul alunecă, dar când îl pui acolo fix stă așa, deci că mamă, e foarte ciudat paint-ul ăsta. Spike-ul este foarte ascuțit și subțire. Îmi place foarte mult. Roața are 4 degete, 5, să zicem cam așa. Sper că n-am omis un lucru important de spus. Cam asta ar fi, fraților. Eu am fost Extremus, iar acum hai să dăm niște trick-uri cu această kendama. Got me whipsy, both the internet and